Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Politica la Răscruce. Facem ce facem, de politică ar trebui să vorbim, dar tot la bani ajungem până la urmă, pentru că asta este soarta, ne dirigează politicienii la nivelul administrațiilor locale și naționale, evident cu ajutorul banilor. Vorbim așadar de județul Brașov, de buget, finanțe și politică. L-am invitat în această seară chiar pe președintele Comisiei de Buget Finanțe din Consiliul Județean Brașov, Mihai Donțu. Bună seara, bine ați venit, v-am făcut președinte, dar sunteți membru. Mulțumesc că sunt membru în această comisie. Este o comisie foarte importantă, nu că celelalte comisii nu ar fi la fel de importante, dar orice proiect ai avea și oriunde în lumea asta și oricând în lumea aceasta va ajunge să ai întocmit un buget, că acest buget, pe acest proiect să se încadreze în bugetul general al acelei instituții, fie că este o instituție de stat, că este privat sau este o familie, și trebuie pusă în armonizare cu sursele de venit și cu alte proiecte. Astfel încât, precum știți, se tocmește la fiecare an, la începutul fiecărui an, un buget, la buget de stat și pe aceea subsecvent până la nivelul de județe și localități. Sunt, ca în orice familie, fie că este familia formată din membrii, cum o știm noi, fiecare persoană și pe afinități, fie este o familie, putem spune că în județul Brașov suntem toți o mare familie și a trebuit să ne gospodărim banii astfel încât să realizăm din puținul, din păcate nu din mai multul. Nu ajung niciodată bani, așa este. Prioritățile. Și când vorbim de priorități, nu cred că este un brașovean să nu știe care sunt prioritățile pentru noi. Bineînțeles, aeroportul, bugetat în acest an prin fondul de rulment, adică bani rămași din anii precedenți și bani alocați în plus față de acești bani rămași din anii precedenți pentru realizarea aeroportului respectiv, chiar acum este procedura la căile de rulare. Sunt două proiecte în cadrul proiectului de aeroport mare, respectiv aceste căi de rulare pentru care s-a desfășurat procedura de achiziție, este în analiză și, din câte știu eu, săptămâna viitoare trebuie să fie prezentat câștigătorul acestei căi de rulare. Cine nu știe, sunt acele zone care, la momentul ieșirii pe pistă sau intrării de pe pistă, avionul rulează cu o viteză mică și merge la zona de garare. În fața lucrare care vine, pe la urmă, logic, după ce pista a fost executată. A fost realizată acum câțiva ani și aceasta este etapa următoare. Tot ca și etapă, nu în ședința din această săptămână, în precedenta ședință, s-a votat alocarea unei sume pentru realizarea unui studiu de oportunitate, se numește, astfel încât să știm ce e de făcut în continuare. Pentru că sunt mai multe variante, avem mai multe opțiuni, respectiv asocierea cu un operator privat, concesionarea întregii activități a părții de organizare și de activitate în sine, chiar continuarea investiției în regie proprie, adică regie cu, proprie, da, cu banii noștri. Evident, optica, din câte știu eu, la nivelul executivului Consiliului Județean, dar și al meu personal, aș spune, este aceea de a găsi o persoană, o firmă, de fapt, care să poată să continue având o expertiză, cum se numește acum, o experiență foarte mare în domeniu. Și acesta este un operator aerian care, după acest studiu, ne va spune care sunt condițiile sau care este forma legală de a face această asociere. Partea public-privat, pe cum am spus, într-o formă sau alta. Da, sunt mai mulți pași de urmat. Brașovenii sunt nerăbdători și pe bună dreptate, până la urmă, că ne-am cam săturat de toată saga asta a aeroportului. Știți cum am ajuns să spunem, nu mai contează cine îl face, să-l facă Dumnezeului cineva. Țin minte că la primul meu mandat de Consiliu Județean, între 2000 și 2004, discutam tot de acest aeroport. Față de acel moment este mult mai bine, avem deja pista realizată, avem terenul, care a fost o luptă foarte mare în Parlament, și avem chiar și surse de finanțare în mare parte, este și un credit accesat din care urmează să facem trageri pe măsura executării lucrărilor
Și toate acestea noi sperăm și eu sunt convins că până la sfârșitul acestui mandat să avem aeroportul funcțional. Ați spus, acum vorbim despre aeroport, deși mai sunt multe lucruri de discutat despre buget, aș vrea să rămânem la acest subiect. Spuneați la începutul emisiunii că la Brașov, până la urmă, sunteți o mare familie. Așa să fie în al 13-lea ceas să fie o mare familie, cel puțin aici. Aș vrea să fie o mare familie și la București, și la guvern, și în Parlament, pentru că toți de acolo, chiar dacă nu sunt din Brașov, trec prin Brașov, vin, își petrec aici sărbătorile, își petrec mult timp pe Valea Prahovei, ajungând până aici, sau mai mult sau mai puțin, unii că merg și cu girofarul, da, atât cât se poate, și să sprijine aeroportul. Pentru că dumneavoastră aveți și mandatul și experiența a două mandate în Camera Deputaților și știți foarte bine că nu toți erau brașoveni și nu era chiar o mare familie atunci când era vorba de sprijinit aeroportul. Așa este, mi-ar place să cred că acele vremuri au trecut și nu o să mai revină. Dacă este să faci, să nu faci bine, adică să faci rău, este foarte ușor să găsești motive cum nu se pot realiza fie acest aeroport, fie autostradă, fie alte investiții. Poți să găsești motive și poți să pui bețe în roate foarte ușor. Greu este să fii pozitiv, să fii proactiv și să poți să îi ajuți pe cei care vor să realizeze, să măcar să nu îi încurci. Măcar să nu încurci, da. Și noi românii avem oarecare talent în a încurca lucrurile. Acum, de exemplu, sunt proceduri de contestații sau alte lucruri la tot felul de proiecte de infrastructură și, din păcate, și legislația este exact de această natură, încât rar am auzit să fie un proiect major de infrastructură să nu fie contestat, contestații la contestații apoi și toate aceste lucruri care trece timpul. Deci acum am făcut un calcul chiar zilele trecute cu domnul președinte Adrian Veștea, cam 4 luni durează o procedură de achiziție pentru un obiectiv major. Procedura necontestată, cam 4 luni. Aceasta înseamnă că dacă calculăm că în orice proiect mare de investiții este un studiu de fezabilitate, un proiect tehnic și o realizare efectivă. Dacă punem la fiecare numai procedurile, durează un an pentru acești pași. Dacă facem un proiect de la zero, vă dați seama. Deci doar procedurile de achiziție, nu lucrurile în sine. Atât mai mult și asta o resimt primarii din județul Brașov, faptul că acest buget, bugetul din acest an, a venit de la centru cu întârziere, a fost adoptat cu întârziere, ori până a ajuns pe localități, până s-au stabilit și acolo prioritățile, dacă este vorba de vreo investiție, dacă au început acum, cum spune și dumneavoastră, au fost localități care chiar de Paște au votat bugetul, exact, au putut funcționa, deci să nu înțeleagă ascultătorii noștri. Păi Ghimbavu, de exemplu, cred că mult după Paște. Au putut funcționa, dar doar ca activități curente. Se împarte suma din anul precedent la 12, este 8,3% și atunci în fiecare lună calculezi 8,3% din bugetul de anul precedent și poți să funcționezi. Dar nu poți demara procedurile de investiții atât timp cât ai sursa de finanțare și nu poți face lucruri majore, adică nu poți să ajungi să faci măcar, cum am spus, o procedură de achiziție, pentru că legea finanțelor publice presupune expres că fiecare sursă de cheltuială trebuie să aibă și sursa de venit adiacentă. Da. La cum arată acum bugetul? Sau ce vreau să spun, vreau să fac o comparație cu anii trecuți și aici dumneavoastră puteți să ne lămuriți. Înainte, ora exactă se dădea cumva de la Consiliul Județean. Venea bugetul de acolo, plecau tot ce însemna pe localități. E, acum banii nu mai vin toți prin Consiliul Județean. Primăriile nu sunt sau nu depinde exact de afinitățile politice la un moment dat sau de voia unor consilieri sau unor președinți la nivelul Consiliului Județean. Cum este acum? E parțial adevărat, în sensul în care vin la Consiliul Județean, tot prin Consiliul Județean, mă că formula de calcul este alta și această formulă de calcul se realizează de către finanțele publice, Direcția Finanțelor Publice Regionale, cazul de față, și se calculează pe un algoritm foarte clar, venitul de anul precedent, suprafață administrativ-teritorială a fiecarei localități, populație și toate aceste lucruri se face un mix în care se pot realiza. Consiliul Județean alocă doar o cotă parte pentru proiecte fie regionale, fie proiecte județene, de exemplu drumul județen, să vă dau un exemplu, sau spitale, și atunci Consiliul Județean apare acum doar ca o parte sau un partener a acestor localități. Nu mai este discreția, situația discreționă politic în care unii primeau mai mult sau alții mai puțini.
Pot să vă spun că în acest an a fost o dezbatere foarte așezată, da. Să nu spun, a fost fără miză la buget. A și fost votat, dacă țin bine minte, în unanimitate acest buget. Pentru că obiectivele majore sunt cunoscute și nu cred că, cred că am spus, mi-a face ca cele vremuri de care facem vorbire. Sănătate, aeroport, drumuri. Aeroport, drumuri, exact, a fost depășite. Și cred că, de asemenea, există consultări foarte corecte și transparente între liderii grupurilor care alcătuiesc Consiliul Județean și, mă rog, există nuanțe, dar în mare parte nu sunt lucruri care să fie insurmortabile ca și să nu se poată adopta un buget. Țin minte, pe cum am spus în trecut, că erau niște lupte și niște bătălii politice majore și erau dura Comisia de Buget Finanțe, cea care dădea raportul pentru, cu care se intra în plen pentru buget, dura, dacă ții minte bine, și 3 săptămâni, 4 săptămâni spre o lună, deci dura foarte, foarte mult. Nu exista, erau luptele pentru fiecare leuț, cine lua mai mult era în detrimentul unei alte localități și nu exista un astfel de lucru transparent cum există acum, făcut de către finanțe. În plus, la acele momente, în începutul anului 2000, nu existau, cum există acum, fonduri europene, care fondurile europene ajung să fie, să maximizeze proiectele unor localități. Noi venim cu cofinanțare, dacă este cazul, sunt proiecte care au un grad de 98%, foarte multe, sau un grad asemănător în care nu mai este nevoie de cofinanțare sau aceasta este foarte mică și schimbă complet optica bugetară în acest sens și nu mai afectează aceste proiecte de infrastructură foarte mare, nu mai afectează așa de mult bugetul. Sunt și proiecte guvernamentale, PNDL-ul, Programul Național de Dezvoltare Locală, și care până la urmă aplici și banii vin de la guvern. Toate aceste lucruri au dus, după părerea mea, o normalitate în cadrul finanțelor publice locale. Nu mai este acea miză politică pe bani, deci erau alte vremuri, precum am spus, și toate acestea au făcut și ca relațiile între, între colegii consilieri. De aceea vorbeați dumneavoastră de o familie până la urmă și puținii bani să fie împărțiți, chipzuiți. Într-adevăr, fondurile europene, o gură de oxigen pentru localitățile din județul Brașov și pentru județul Brașov. Sunt lucruri care s-au realizat, altele în curs de realizare la nivelul județului Brașov. Dacă ar fi să amintim dintre lucrurile bune, mă gândesc acum la fel Dioara, la cetatea Ferdioarei, un obiectiv foarte turistic, reintroducerea de fapt în circuitul turistic a acestei cetăți. E impresionantă acea realizare, cine știe și înainte, cine poate să vadă și acum, dacă am înțeles bine de la domnul primar Taus, vrea să facă această inaugurare cu ocazia zilelor localității Ferdioara în luna septembrie. Și cred că dacă am avut explozie de turiști la Râșnov în prima fază, apoi la Rupea, cred că următorul loc ar trebui să fie Ferdioara și de aici tot ce înseamnă pe orizontală și pe verticală cu a dezvoltare, nu doar taxa de intrare la, în această locație, la cetate, cât și dezvoltarea pensiunii, alimentație publică, chiar tabere și alte lucruri conexe. Țin minte la Rupea când a fost inaugurarea cetății, a fost în 2013, dacă țin bine minte, a fost o explozie totală a vorbim de bugete, de venituri la bugetul local. A ajuns să fie principala sursă de colectare de venituri la bugetul local al orașului Rupea. Și toate astea se vor vedea ulterior și în investițiile care se realizează. Evident, așa s-a întâmplat și la Râșnov odată cu câștigarea cetății de către administrația publică locală. Practic a explodat tot ceea ce înseamnă și turism, dar și infrastructură, dacă doriți, în acest domeniu, în orașul Râșnov. Vreau să vă întreb în acest context, am vorbit de lucruri bune, dacă în județul Brașov există și primării sărace, primării care de-abia reușesc să-și evident plătească. Sunt acele primării care, din care veniturile proprii nu acoperă nici măcar salarizarea sau, mă rog, iluminatul public, să dau un exemplu din localități.
Sunt acele primării în zonele izolate, în care nu există investitori, în care practic toate locurile de muncă sau aproape toate locurile de muncă sunt la stat, fie că e școală, poștă sau primărie. N-aș vrea să dau exemple, dar sunt din păcate acele localități. Chiar azi am vorbit cu un primar la acea localitate și îmi povestea prin ce trece. Da. Și nici nu există, din păcate, o perspectivă la această situație. Sunt discuții cu o rearanjare, o realocare a comunelor, a satelor, pentru a realiza aglomerări mai mari de 5.000 de persoane. Au fost localități care s-au separat din alte localități pe baza unor tradiții sau unor fapte istorice și acum unii dintre cei care s-au separat s-au trezit că nu mai au cum să trăiască. Dar cu siguranță... Păi vă dau un exemplu, cred că Crisbav și Hălchiu, nu știu dacă Crisbav o duce foarte bine, odată separați de Hălchiu. Nici Augustinul nu duce foarte bine, nici Holbavul, dacă e să vorbim exact de această situație. La Șinca Nouă se întâmplă mai multe lucruri, primarul fiind foarte activ și atrăgând fondurilor europene. Fiind și o zonă, mult pe tradiții, pe a pus în valoare și pe galuri, pe zona, grupul de acțiune locală. Fiind și o zonă turistică și așa au putut să mai valorifice situația. Dar, cu siguranță, când se va face acea regionalizare la nivelul județelor, ar trebui să facem o gândire, cel puțin, și la această reorganizare a localităților mici în perspectivă. Asta este. Vedem acum cum se valorifică și banii împărțiți prin bugete și de dumneavoastră și de fiecare localitate în parte. N-aș vrea să trec mai departe și să vorbim de politică fără să pomenim un alt domeniu de interes pentru brașoveni și anume sănătatea. Sănătatea, într-adevăr, este cât mai bună decât toate, nu? Da. Sănătate și este o obligație, nu doar profesională, și morală a noastră, să aducem aceste spitale care se află în subordinea Consiliului Județean la un nivel cât mai bun. Precum știți, începe a treia etapă de s-a semnat deja ordinul de începere a lucrărilor la Spitalul Județean. Se va extinde cu o altă aripă, dacă știți, în spate, spre Sala Zizinului. Am avut o discuție și cu Părintele Mitropolit. Acolo ar fi turnată o fundație de biserică în curtea spitalului și am găsit o soluție de înglobare a unei capele în cadrul acestei noi aripi. De asemenea, în afară de Spitalul Județean, care sperăm că prin această investiție să ajungem la un standard model, mai este un proiect pentru stația Smurd. Cine a fost acolo, am fost și eu, din păcate, este un spațiu, să spun, nelucrativ. Este un spațiu foarte mic și foarte rău aranjat. Impropriu, să spunem, impropriu. Este, este de lucrat foarte mult acolo. Este și un proiect și pentru spațiul de la urgențe. Precum știți, este proiectul cu maternitatea. Se izolează, chiar în ședința din această săptămână s-a discutat, se izolează acel corp nou de clădire cu 7 nivele. Se securizează, de exemplu, punctul de transformare a energiei electrice cu o cămășuire din beton. Deci sunt mai multe etape care ajung să fie, să le facem foarte funcționale. De asemenea, și alte spitale încercăm să facem, să le ajungem la zi. Probabil că în 2-3 ani vor fi la standarde normale. Proiectul cel mare, totuși, după părerea mea, este spitalul, fiecare îi spune altfel, regional, universitar. Spital nou, să spunem. Colegii parlamentari, am înțeles că deja fac demersuri pentru alocarea acestui teren, cum a fost realizat și de la aeroport, de la Institutul de Cercetare a Sfeclei de Zahăr și Cartofului, lângă Ocolitoare, ca să înțeleagă ascultătorii noștri. Da. Deci este un teren care să fie pus la dispoziție pentru a putea fi accesate fie fonduri guvernamentale, fie europene, fie chiar un alt împrumut și să construim un spital cu ar trebui să fie, din păcate, pe strategia guvernului sunt 3 spitale, niciunul la Brașov. Niciunul la Brașov. Din câte știu, este Iași, la Iași, la Craiova și la Târgu Mureș. Dar poate se mai schimbă lucrurile. Dacă nu, măcar acest prim pas de găsirea terenului și alocarea terenului să fie realizat. Tot în privința sănătății se lucrează și în județ. Să sprijinim
administrații locale care, prin care se pot realiza. De exemplu, foarte mulți vor să-și facă stație de smurd, deja are Feldioara. La Rupe ar trebui, fiind o zonă mai izolată și cu o zonă cu foarte multe accidente pe Valea Bogății și în partea cealaltă spre Sighișoara. Și toate aceste lucruri trebuie să fie sprijinite și prin Consiliul Județean. Am înțeles. Deci, în linii mari, aeroportul până la urmă a intrat în linie dreaptă. Până o să avem un nou spital la Brașov, se renovează și se aduc cele existente la un standard și se extind. Civilizat și se și extind. Extinderea de la Spitalul Județean este chiar spectaculoasă. Da. De Spitalul Județean și până la urmă e singurul spital care funcționează la noi în regim de Spital Județean și cu el trebuie să defilăm. Drumurile din județ... Sunt fiecare într-un alt stadiu, sunt pe fonduri europene depuse pe POR, programul operațional regional, acel drum de sub munte, pornind de la Șinca și care se termină la orașul Victoria. Sunt alte drumuri realizate tot prin programe europene în parteneriat cu celelalte județe. Este drumul care pleacă de la Măieruș și ajunge la Baraolt împreună cu județul Covasna. Este drumul care merge de la Șoarș, la Gnita, tot cu județul Sibiu, deci parteneriat la Cincu mai este încă un drum. Sunt de asemenea drumuri care se repară din fonduri proprii, cel de la Viscri, de exemplu, de la Bunești la Viscri. Sunt drumuri pe accesate în anii precedenți, drumul de la Rupea, de la Jibert, la Băile Rodbav, care este la Cincu, la Voila, și care acum încep să fie lucrate după contestații, ce vorbeam la începutul emisiunii. Se trece la treabă, da. Exact. Și toate acestea, având aproape 1000 km de, sau sunt clasări de drumuri, de exemplu, astăzi am clasat în ședința de Consiliu Județean drumul de la Bogata până la Racoș, ca să se poată accesa fondul și se poată repara din drumul județean în drumul comunal. Discutăm și de puțină politică, mai ales că emisiunea spune politica la răscruce, dar este o răscruce și în viața localității Râșnov, unde acolo au loc alegeri, vor avea loc alegeri în 11 iunie. Răscruce și în sânul PNL la nivel național. Va fi un congres unde se preconizează a participa cam 5.000 de delegați în 17 iunie. Să le luăm pe rând. Despre Râșnov. La Râșnov nu cred că ar trebui să fie probleme. Domnul Adrian Veștea, fostul primar, a realizat acolo o schimbare la față, pot să spun așa, a localității, plându-o de la o localitate post-industrială, să nu spun cu platforme, cu fantome economice din zonă și aducându-o la o stațiune de interes național turistic, cu cetate, cu trepe cremalieră, cu par de dinozauri, cu centrul acela pietonal extraordinar. Trambulinele. Da. Trambulinele, un lucru extraordinar, a vizitat și domnul Claus Iohannis săptămâna trecută. Săptămâna aceasta, la început. A început și toate aceste lucruri s-au realizat sub o administrație politică locală liberală, a cărui, din care facea parte și actualul viceprimar și candidatul nostru, domnul Liviu Butnariu, care a învățat și a crescut în acest mediu și ne îndreptățește pe noi să credem că tot ce a făcut domnul Veștea o să facă și domnul Butnariu și chiar mai mult decât atât, cum se spunea în cronică. Acolo mai multe forțe politice s-au unit ca să facă un front comun, să spunem așa, în campania electorală PNL-ului reprezentat de Liviu Butnariu. Nu vă e frică? Sau... Bun, fiecare face în viață ceea ce poate după împrejurări. Era o replică din Titanic Vals. Nu vreau să intru în polemică cu oponenții noștri politici, dar cred că
faptele vorbesc și nu vorbele. Din partea cealaltă auzim doar vorbe. Esențial și este calomnii, că, din păcate. Esențial este ca oamenii să iasă număr cât mai mare la vot, exact, pentru că acela ales să aibă și o reprezentativitate care să-i dea un gir pentru a continua treaba bună din localitate și a face și treabă alte lucruri. Treabă chipzuită, cum spunea, de ce nu? Mai avem 2 minute de emisiune, alegerile naționale. Există și un conflict, să-i spun un conflict. Este o bătălie electorală internă între domnul Bușo și domnul Orban. Cum se situează Brașovul? Brașovul, în primul rând, Brașovul este democrație la nivelul Partidului Național Liberal, după cum există și la nivel central, față de alte partide unde democrația este mai puțin vizibilă. Astfel încât la ultima ședință care am avut-o la nivelul județean s-a luat decizia ca să nu existe o recomandare expresă pentru acești candidați, astfel încât fiecare membru delegat acolo, avem o delegație foarte mare, din câte știu, a 5-a, 140 de membri, va vota după propria conștiință și aceste lucruri vor conduce la o democrație cât mai mare și la nivel central și o reprezentativitate. Nu trebuie să uităm totuși că Ludovic Orban provine de la Brașov, deci putem bănui de mai multă simpatie. Și pe de altă parte și domnul Bușoi, fost președinte la Tineret, care are o echipă din foști președinți la Tineret, și domnul Motreanu și domnul Alexe, având în vedere că și conducerea, mare parte din conducerea locală a Partidului Național Liberal Brașov e formată din foști membri la Tineret, ar putea avea susținere și pe această parte. Greu de spus cine va câștiga, dar cu siguranță va ieși un Partid Național Liberal mult întărit și mult mai performant. Deja se vede în sondaje, pe măsură ce trece timpul, de o creștere a încrederii în partidul nostru și după alegerea cu drepturi de plin al unui președinte, vă aduc aminte că în ultimii aproape 2 ani am avut un președinte ales democratic, au fost doi președinți. Lucrurile probabil se vor liniști. Doar interimari și cred că acum vom intra pe o linie dreaptă și vom începe să fim un adevărat partid de opoziție care va lupta pentru fiecare palmă de interes al comunității, fie în Parlament, fie la nivel local. Și toate aceste lucruri ne îndrăgostim să credem că vom câștiga atât alegerile prezidențiale, să le recâștigăm în 2019, cât și cele parlamentare în 2020. Domnule consilier județean, cum se spune, cel mai bun să câștige și la Râșnov și la nivelul Partidului Național Liberal. Vă doresc spor la treabă și înțelepciune acolo la nivelul Consiliului Județean, atât cât mai reprezintă ora exactă a Brașovului acest Consiliu Județean, dar totuși de acolo se dă ora exactă în județul Brașov. Vă mulțumesc. Și eu mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Pe data viitoare, toate cele bune.